Bună ziua! Vreau să fac un mic video, că la noi e liniște și pace. Și vreau să vă arăt pisica noastră ce chinuită este de Natalia și fugărită și bruscată. Ia uitați aici, stați așa să închid, să întorc camera. Vedeți? Săraca de ea. Nu mai poate. Pepi. Pipi, ce faci? Pipi, ce faci, Pipi? Ce faci, Pipi? Ciu-cu-ciu. Pipi nostru e foarte apreciat. Aici e cutia în care ne-a trimis cadou doamna Doina Cristina și mie m-a venit ideea să fac la Pipi culcuș. El are culcuș, dar n-are așa să poată să ascundă un pic. Vedeți? Așa. Pepi nostru în siguranță. Nu vă faceți griji pentru el. Nu-i bruscat, nu-i maltratat, doar câteodată. Aici și peștișorii noștri. Angele, dar să mânci ceva. Azi dimineața la 6 și de atunci nimic? Păi hai că uite-l, e foame. O, și ăștia sunt maltratați. Vine aici că nu pot să le dau cu o mână. Uite să lași, aici toată lumea m-a tratat. Și bunica. Bunica, te simți maltratată? Da. Dai să venim pești prima dată, că după aia venim la tine. Că n-am știut ce cu bani în jos. Păi, mâncare. Trebuie să-i dau și la și pe peștele de ăla, celălalt care l-am luat, l-ai filmat? Păi, ce da, l-am filmat. L-am filmat, dar urmează să-l pun pentru că căsuța lui Natalia a fost gata. Căsuța? Hai, dă-i și lui să pape, hei! Atunci, uite mă, să-ți vedem coada. Hei, uite că sunt foaie la mine. Da, uite că sunt foaie. Da. Sunt foaie și se joacă cu tine. Da, și lui să facă. Asta e cel nou ce l-am luat. Oh, dar nu pus și pe ăla, l-am de la bucătărie aici. Da, de unde? Că să bat. Nu, nu-i voie. Un acvariu, zic. Unde? Aici, împreună? Aici, unul lângă altul. Nu pot să-i pui, hei, împreună. Uite că, fără să vreau, a intrat un păr de-a lui Pepi aici. Haideți să vedeți ce cadou am primit de la Florica noastră. Ei știe, ea știe că mie îmi place Hugo Boss. Și am primit Boss original de la ea. Nu știu de unde și cum l-a luat. Florica noastră, dar așa de mult mă iubește Florica. Și ăsta e, mi l-am cumpărat eu din Austria acum câțiva ani. Așa. Și ăsta l-a cumpărat Carmen la Angie. E foarte, foarte fain, proaspăt. No, hai să vedem dacă bunica e maltratată. No, interviu cu bunica. Bună ziua! Deci și pace! Eu am fost așa spontan, am văzut că Pepi doarme, mami se uită pe telefon, eu zic, no, hai să arăt familia m-a tratată. M-am uitat pe telefon cu o doamnă, e foarte supărată. De ce? Fiindcă au spus că numai pe cei care mă laudă le pomenesc. Pe aia care nu mă laudă, de ce nu-i pomenesc? Nu, nu așa au zis. Dar cum o că zic? Numai despre comentariile frumoase vorbiți, dar despre cele negative, nu.
Nu, vorbește despre cele negative. Cele negative vă spun la fiecare parte, Domnul să vă lumineze mintea, să vă dea înțelepciune, să vă dea bucurie în suflet, să vă dea pace în suflet și să vă dea înțelepciune multă, multă. Și noi la fel ne dorim. Și noi la fel. Că și noi suntem trebuie. Oameni, dar, și noi suntem câteodată da. Răi, nu suntem sfinți, da. Mai ridicăm tonul și unul la altul, dar nu înseamnă că dacă o enervez pe Angie sau mami mai o, nu știu cum îi spune la Angie pe un ton mai nu știu cum, suntem dușmani unul față de altul, suntem o familie și eu am spus nu odată. Nu suntem sfinți, nimeni nu e sfânt în casa asta. Nu mă împic. Încercăm, dar câteodată nu ne iasă. Eu am spus de atâtea ori, nu odată am spus asta, de mai multe ori. Cum mă cert cu Dat și când am punctul meu de vedere, așa mă cert și cu Angie. La fel, îs copiii mei toți. Și Natalia, și cu Natalia când o cert, nu mai îi spune mami, îmi zice, tunica. Bunica. Aia înseamnă bunica. Când de ciudă pe mine îmi spune bunica și când se ia cu buna pe lângă mine, îmi spune mami. Așa că asta sunt. N-am ce să fac, nu pot să fiu pe placul fiecărui, dar eu mă străduiesc să fiu cât mai bună, cât mai înțeleasă, cât mai înțeleaptă câteodată. Dar dacă nu mere totdeauna, asta e. Omul tot omul. Nu e altceva. Vreau să închei. De ce să închei? Ce să închei? Eu, ce am punctul meu de vedere, vreau să spun la toată lumea multă pace în inimă, multă pace în sufletul lor, multă înțelepciune și Domnul să le binecuvinteze pe fiecare parte. Altceva ce să vă spun. Eu îmi fac rețetele mele mai departe, cui îi place să se uite, să se uite, cui nu îi place, nu se uită, cine se grăbește, am spus să se uite exact la rețetă, nu trebuie să vă uitați la mine până termin eu mâncarea. Uite, mai înainte a spus o doamnă că ei îi pare rău că să termin așa repede. Ea vrea tot în continuare să... Eu tot să fac și nu-i place să spun aceasta este realizarea mea, că înseamnă că am terminat. Și nu-i prea place. Deci fiecare face cum vrea. Fiecare își alege ce îi place în subiectul ăsta cu internetul, e clar. Eu m-am uitat aici să găsesc pe doamna care a spus că îi pare rău că termin așa repede mâncarea, știi? Dar, cum spun, cine se grăbește? Că mai este care se grăbește și fetele tânere sau chiar nu știu cine se mai grăbește să se uite exact la rețetă. Păi, nu, mami, multă lume. Vă uitați la rețetă, acolo scrie atât așa și gata. Uite, mă uit la colegele mele care sunt la lucru atâtea ore. Și când vine acasă și au familie, mai au ele timp să se uite pe internet. Să uite așa, fugitiv. Asta e. Majoritatea care se uită la noi mai mult, probabil că sunt pensionarii sau oamenii care au mai mult uite, timp. Uite, am găsit. Ia, ține. Stai că, așa, foarte bine, doamna Rodica, arătați-ne tot cât de mult vă permite timpul. Eu așa mă întristez când faceți prezentarea, că știu că e finalul. Doamna Aurora Sanda. Ați văzut? Acum 20 de minute. Domnul să vă poți să pui acolo la cameră să se citească. Dar nu știu, dacă, nu știu dacă reușesc. Uite că merge. Așa. Apoi pe plac la fiecare în parte, într-adevăr, nu poți să faci. Dar noi ne străduim cât de cât.
să fim... Deci baticurile tale însă acum... În top. În top. Și ai și mi le-au încurcat. Nu mai știu care le-am pus și care nu. Dar o să le arăt odată pe toate. Le pun acolo pe pult, pe misul. Ah, mă întreabă, mami, mă întreabă Coș Robert, mâncă daci sarmale fără carne. Da, o gustat și după aia știți ce-am mâncat, sincer, grătar. Nu prea place. I-am făcut grătar. Angi, scumpă, dacă nu te deranjează, mai întoarce uneori camera și spre tine să te vedem. Cam câte mai aveți? Nu mai știu. V-am spus că le-am curcat, Angi. Erau împachetate și puse una peste alta. Și eu în fiecare dimineață luam câte un batic de acolo. Angi mi le-a luat după masa de călcat, că acolo erau, și mi le-a pus în altă parte, le-a descompus de acolo și nu mai știu rânduiala. O să vedem ce mai este aici. Frumos batic, frumos șorț, frumoasă bunică, frumoasă noră. Bună ziua, familie frumoasă, să aveți spor în bucătărie, în casă și, și sănătate multă. Doamna Tamara, sărut mâinile frumoaselor mele prințese și scumpilor mei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. Tu n-ai intrat unde trebuie ca să vezi comentariile. Mami, știi să folosească internetul, dar parțial. Cât am eu nevoie? Eu nu... Am văzut că mulți îi trimiteți la mami mesaje. Aia frumoase. Nu știu ca să... Nu că nu le văd, le văd, dar nu știu să intru să mulțumesc sau să spun ceva. Nu știu. Aia nu știu. Eu am vrut să iară, dar... Nu-și mai bate capul și nu cu asta. Nu mai bat capul și acolo. Pentru mine e suficient atâta. Mai răspunde Daci, mai Angi. Deci eu știu să caut acolo, știu să intru, știu... Dar nu știu să scriu, dar și asta aș putea, numai nu mă interesează chiar așa. Deci aia vreau să spun că eu mă străduiesc să fac ce știu să fac, mai arăt, și cine se grăbește și nu vrea să se uite până la final, atunci să se uite exact, da, știe și la asta. Rețetă. Auzi, mami, la rețetă, păi da. Nu-i scris doar la astea, la prăjituri, la celelalte rețete de mâncăruri, că scrie, că să le scriem și pe astea. Da. Dar cum să le scriu când tu nu cântărești câtă ceapă, cât morcov, câtă apă? Uite, cât... și astăzi am făcut, lasă-mă un pic să spun, am făcut sarmalele astea de post. Am pus 2 morcovi, unul era mai gros și unul mai subțire. Bine, dar poate să pună cât vrea, eu am spus de atâtea ori. Fiecare pune după măsura. Mă las așa, la mâncare e greu să ținem pasul cu mama, cu cantitățile. Și nu vrem să punem de la noi din burtă, vorba vine. Că e greu, dacă ea de multe ori... No, ce fac de mâncare? Păi nu știu, intră în bucătărie și are idee și face de mâncare. Nu cântărește nimica și face din experiența ei. Și atunci nouă cantitativ ne este foarte greu să scriem. Da, cum spun, dacă e o persoană și eu cântăresc, da? Cântăresc rețeta aia de mâncare. Și pentru noi un lucru în plus, într-adevăr, și nu prea îl avem. Dacă îl cântăresc, atunci persoana aia cum să facă atâta mâncare cât fac eu pentru 4? Persoane. Puneți așa cât credeți că vă este necesar. Nu, uite-te ce zice doamna. Foarte frumos batic, te face mai tânără. Da, tânără. Dar sunteți cam posomărâte. Suntem mai și obosite. Mai facem și curățenii, mai... Nu stăm, toată ziua nu stăm. Acum am terminat mâncarea, am făcut și sarmale de post, am făcut și cornulețe cu rahat, am făcut și la Daci grătar.
Și mai stau puțin. A știut că nu mănc. Sau ce? A știut că nu mănc. Bine că n-ai făcut numai sarmale. Da. M-aș fi dus înapoi la lucru. Și acolo a fost mai bună mâncarea. Da. Astăzi, exact când m-am îmbrăcat să plec, cineva a adus două platouri cu de toate, aperitive. Cu, stai așa, a fost salată de vinete, salată de macarone, au fost chiftele. Da, este un restaurant sau ceva care... Au fost mai multe feluri de brânzeturi, gogoșari umpluți cu ceva brânză, cremă. Ce mai fost? Mai multe feluri de salami. Frumos platou. Așa fain a fost că am zis, no, mie mi-e foame, scrăpată foame. Și ne-am tăbărât toți acolo și am mâncat toți împreună. Am mâncat și un pic și după am venit acasă și am mai mâncat grătar. Dar este undeva de unde o lua platoul ăla? Da, eu știu cine l-a luat. Tot am întrebat, dar cine l-a cumpărat? Ca să știm și noi să spunem mulțumesc sau așa. Dar o zis că tașă mâncă. Mai contează? Ne-a fost foame la toți. Nu știu cine a dus. Habar n-am. Probabil că de la restaurant ceva. Da, acolo în preajmă nu prea văd eu unde să fi fost păi așa ceva. Păi le-au dus, dar ăla, eu știu de unde. Nu, nu în sfârșit. A fost probabil mulțumită, mulțumit, nu știu, că nu știu dacă a fost domn sau doamnă, dar a fost mulțumit și, nu, ca și mulțumire, ne-au adus două platouri cu aperitive. Ah, știi? Din pacienți? Din pacienți! Am înțeles! Frumos! Da, sau... Alaltă ieri am fost la recoltat, nu m-am bagă în buzunar un pachet cu alune. O, ce m-am bucurat! Am avut ce să ronță-i. Sau astăzi când am fost la recoltat, la analize, o doamnă ne-a dus ciocolată. Nu, no, sunt mulțumiți de noi că le ajutăm, sunt mulțumiți cum vorbim cu ei și mai primim câte una alta, mai o prăjitură, mai o ciocolată. La noi pe secție... Niciodată nu moare nimeni de foame, întotdeauna este ceva de mâncare acolo. E fain, e fain așa. Într-adevăr, e mult de lucru. Mult de lucru. Și când e mult de lucru și trebuie să fii rapid, să fac și greșeli. Dar, na, asta e, ne ajutăm unul pe altul. Eu mă uit acum la comentariile voastre. Să vă mai răspund așa în video. Te întreabă, aș putea să fac plăcinta fără zahăr? Asta cu prăjitura săracului. Fără zahăr și să pun o cană jumate de gris la fel. Și făină. Ce? Nu știu. Deci, da, eu zic că se poate face fără zahăr. Să știți că checul care l-am făcut sâmbătă cu nucă și cu gem de gutui, da. Sincer vă spun că eu n-am știut că gemul de gutui se pune cu gem de gutui se pune cu nucă la cornulețe, la plăcintă din asta care îi două foi, una de din jos și una deasupra, dar în chec eu nu am știut că se pune și gem și nucă. Și ai experimentat acum. Și am făcut, cum se zice, în direct, fără nici o... N-am știut cum iasă, și, dar n-am mai putut eu de să-l tai, să văd cum a ieșit în mijloc. Am crezut că o fi acum care nu a crescut de fel. Sincer. Și atât de fain a ieșit că astăzi îi... Marți. Deci, de sâmbătă până marți, o s-o mâncat, nu pot să spun că nu s-o mâncat, dar au mai rămas ceva, dar au dus de aceea și la colegele lui, la spital, că tot moale și bun a fost. Da, chiar moale, ca și când l-ai făcut astăzi. Da. Cum suntem acolo, cum ar veni la comun, fiecare mai duce una alta și ne servim de la... Toți, nu întrebăm a cui e asta. Da. Ne servim.
Și câteodată ne și săturăm unul de la altul. Da. Și nu, mai am dus și eu de data asta vrăjitură. Da, și aia vreau să spun că nu m-a fost rușine, că da, nici n-am tăiat eu checul ăla să-l fac așa bucăți frumoase sau ceva. Da, ci nici nu știu ce-a făcut aseară acolo în bucătărie. Am tăiat frumos. Da? Ai da, tăiat frumos? Marginile nu le-am pus, știi? Da, da. L-am pus în folie de aluminiu, l-am dus la lucru și în 2 ore, nu ne trebuie 2 ore să o mâncă tot. Nu. Și aia vreau să spun că a fost atât de bun și de fain. Deci puteți să faceți o experiență, că dar nu-i mare lucru. Dacă iasă, iasă, dacă nu, eu de multe ori fac așa, că și mese totdeauna. Ia, aici, așa, fete, și multă sănătate. La video ăsta, la plimbare de pe faleză, ieri, eu am avut ideea să fac finalul ăla cu melodia aia așa, cum să spun, voioasă, melodie voioasă, și să pun la final așa tot felul de chestii. Și mă bucur că ați apreciat doamna Mirela. Poate că nu a văzut toată lumea, dar e foarte fain făcut. A doua oară a scris doamna... A, nu, nu, asta e altă doamnă, nu, Pulescu. Domnul să vă binecuvânteze, să vă crochească și pe dumneavoastră. Ce păcat că nu mă pot teleporta. Arată foarte bine și cu siguranță sunt și gustoși. Să aveți poftă. Bună ziua, astăzi am văzut videoul dumneavoastră, mi-au dat lacrimi. Această salată de bef are gust de dragoste și minune. Dumnezeu să vă dea viață lungă, fericită, cu multă sănătate, alături de familia dumneavoastră. Maioneza ați făcut exact cum mi-a arătat-o bunica când aveam vreo 7 ani. De pe vremea lui Ceaușescu, nu toată lumea avea mixer în mână. Exact așa am învățat-o și eu. Mulțumesc pentru acest video. Ce frumos! Da, eu puteam să pun mixerul să fie imediat gata, da? Aha, super, mi-au plăcut efectele din filmare. Ce a făcut el. Tu n-ai văzut, ai văzut? Nu. Nici nu te-ai uitat. Nu. Vreau de post la prăjitura cu mere fără unt sau untură. Asta chiar e am eu vegană. O rețetă, am eu o rețetă cu ulei, parcă. Trebuie să vă binecuvânteze. Auzi, în Arizona, e de 32 de ani. Pacea Domnului, vă urmăresc din Arizona cu multă plăcere. Sunt de 32 de ani plecată și îmi place să am grădinuța mea cu tot felul de zarzavatul, roșii, salată, dar nu ține mult din cauza căldurii. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că tot ce avem este de la El. Fiți binecuvântați, amin și dumneavoastră. În Arizona, acolo, cred că e cald tare, că da. E zonă de desert. Da. Talent născut, îi spune doamna Felicia. Mulțumim pentru rețetă. No, bun. N-o să citesc acum toate comentariile, că sunt multe. Nu le-am cuprins pe toate să vă răspund la toată lumea. De când sunt la lucru, cam greu cu timpul. Vin acasă, am mâncat, uitați, mai înainte m-am trezit, m-am ațipit un pic. Angie, între timp, o mai pus acolo un video. De multe ori, no, după masă, mai plecăm undeva sau mergem la cumpărături. Greu să mă mai ocup și de internet. Sau ne ocupăm de Natalia. Clar, și Natalia are prioritate pentru noi. Vreau să spun la doamna din Arizona că poate vede în video cât de loc puțin am eu la flori. E foarte puțin. Și am pus ieri pe soțul meu să-mi rupă colțurile de la cartofi care au încolțit. L-am pus să le curețe cartofii de colțurile alea. Și zice către mine, auzi, ce-ar fi în grădinuța asta atât de mică? Ce-ar fi să punem vreo 4-5 cuib de cartofi? Și mă uit așa, păi și unde să-i pun? Păi acolo lângă gard. Deci să știți că și noi ducem lipsa de... Pământ.
pământ și să ne punem de toate, așa mi-e dor încă de așa ceva. Bunica mea întotdeauna m-a pus în grădină cu ea, dar nu că m-a spus ea să vin cu ea, m-am dus eu cu plăcere. Și atunci luam grebla și atunci mărunțeam pământul ăla să fie foarte mărunțit, mărunțit. Și atunci cu ceva, cu o joardă, cu ceva, aveam și sapă din aia mică. Făceam așa drept, mergeam și făceam așa un pârâu, un șănțuleț. Și atunci venea bunica mea și ea că așa făcea și punea ce avea ea de pus, pătrunjel, prăstănac, morcov. Dar între sămânța aia de pătrunjel, de prăstănac, de ce-o fost, punea pământ. Pământul ăla mărunțit care eu făceam, punea și am întrebat, de ce face asta? Ca să nu iasă așa des, că atunci am mult de privit când se le scoată, când sunt prea dese una lângă alta. Și dacă pui și un pic de pământ, atunci ajunge firurile alea mai puțin, nu des așa. M-a explicat și știu să fac tot. Și numai 12 ani am avut când am venit de acolo. Deci eu înseamnă că am avut 9 ani, 8 ani, 10 ani când eu eram cu ea în grădină. Și știu să fac absolut tot, să știți. Și cuibii la cartofi știu să fac, alții pune așa șanță, așa, dar nu. Bunica mea mi-a spus, iei de aici, faci și astup pe strand, de aici și astup pe strand. Făceam tăcuiburi așa și atunci partea asta de aici făceam altul cuib și s-a stupat cuibul strand. Ai înțeles, Daci? Nu. Nu? Deci am făcut aici cuiburi, da? Una da. Lângă alta. Aici am început altul cuib, aici deja da. Era cartofi. Următorul rând, da. Da. Aici era deja cartofii puși în okay. cuiburile astea. Și atunci aici făceam altul cuib. Și tot de cartofi. Aici începeam cuibul și pământul ăla de acolo vinea înțeles, în partea asta unde era cartofii. Am înțeles. Și așa s-a stupat cuibii unul pe altul. Până la capăt. Așa făceam. Și îți dai seama cât e grădina de mare să faci așa. E o plăcere. Pentru mine a fost o plăcere. Sincer vă spun. Deci știu absolut tot. A fost, tot. Dar acum cu da. Spatele tău... Cu spatele nu mai pot, chiar și eu, nu mai pot. Eu sunt la fel ca și mami. Și așa de dragă mi era grădinuța noastră, că era mare, mare și în capătul grădinii, chiar în spate, punea bunica mea nu știu câte rânduri de mac. Dar cât era grădina de lată, așa punea în capăt macul ăla și când înflorea macul ăla, era și mov, era și alb, era și, cred că și roșu. Și era o veselie acolo în spate. Dar pentru ce planta mac? Ca să avem mac la plăcintă, la prăjituri. Serios? Da. Aveam mac. Dar iasă mult mac mult, dintr-... Păi da, fiindcă grădina era mare, nu era mică. Și ierșa poate 20-30 de kilograme de mac. Păi ea a avut mac și de vânzare. Să vândă și la altul. Da, și într-o parte punea numai verdețuri, deci prăstănac, morcov, pătrunjel, ceapă, sălată, eu știu ce-o pus. Și în partea asta era numai cartofi și în spate era numai mac. Și atunci mazăre, fasole verde, de toate punea. Acum ce că nimeni voie să plantezi mac. De ce? Că adică? Din mac se face opium. Și... A. Lasă-mă. Atunci să te nu mai o fi mac, nu mai mâncăm plăcintă. Nu, nu, deci așa am înțeles că nu oricine poate să planteze și trebuie să ai autorizație, probabil. Nu știu. Nu știu de așa ceva, dar știu că noi nu știu exact am cum pus și când îți căciuliile alea de la mac, deci cade frunzele alea și... Când se coace macul, se așa, uite așa cum arăt eu, căciuliile alea unde e. Și atunci tai aici așa pălăria asta și se varsă macul. Deci când ai tăiat de aici și când faci așa să vezi cum se aude. Da, știu. Și atunci tot tai căciuliile alea și pui macul acolo unde... Și atunci mai rămâne ceva cum îl tai, cum să spune... Resturile alea de la căciulii. Să pune foc.
Pe foc? Nu aia mă refer. Și atunci, ca să fie macul curat, curat, a, pui apă într-o, unde e macul, să zic eu, într-un lighean mare, pui apă și toate bucățele alea din căciuliile alea se ridică deasupra de apă și le strângi așa frumos și macul rămâne jos. Și atunci arunci apa aia, în două, trei rânduri faci asta și rămâne macul curat, curat, fără resturile alea. Și atunci se pune o pânză, ceva pe o masă lungă, mare și se pune macul acolo pe masa aia și se usucă. Și așa e macul curat, 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 care nu are nici impuritățile alea. Deci eu știu tot să fac. Interesant. Numai să am, numai să am. Mi-a ales undeva. Între timp a venit tati și o cerucheia. Da. Aia am vrut să spun de mac, că mai bunica mi-a și lăsat ce își lăsa mac pentru ea și mergea în Timișoara și îl vindea în piață. Macul. Macul. Fiindcă n-avea ce să facă cu așa mult mac. Așa mult mac ia într-o chestie din aia, într-o floare. Chestie de aia, dar dacă îți dai seama cât e grădina aia și porțiunea aia, au avut mac mult și atunci îl vindea. Nu știu cu cât dădea kilogramul sau jumătate de kilogram sau cum o dat. Da. Uite-te, de exemplu, dacă tu mergi undeva să cauți, să plantezi mac, floare așa, de mac, găsești undeva? Să plantezi. Da. Deci eu mă duc acum un exemplu, îmi cumpăr mac și îmi pun în grădină mac. Macul ăsta care... Mac? De sămiță cumpăr... de mac iasă floare? Da, sigur că da. Macul ăsta ce fac eu prăjitură acum, da, să spun că am mac acasă. No, hai să plantezi și noi un chil. Unde să-l plantez? Pe... Păi ce? Nu, pe nu să ai un chin. Da, așa. Să vedem, iasă? Iasă, sigur că iasă, iasă. Da? Da, sigur. Dar uite, vezi că nu găsești niciunde să cumperi semințe de mac ca să plantezi. Am da, înțeles sigur, că dacă cumperi mac da, și puni macul da, să faci. Dar pe la magazine nu găsești. Ce nu găsești la magazine? Semințe deci... de plantat. Asta-i macul, ce spun eu. Dar știi că mai este și semințe deci, de flori. Deci stai un pic. Poate tu te referi de ce nu-i răsat de mac cum e răsatul de roșii, de ardei, de pepene. De da, eu mai știu acum și de răsaduri. Păi răsadul e da, care e crescut. Micuțe. Da. Nu, no, no, de mac nu îi. Că poți să pui așa. Dar nici semințe de mac. Ca să mă lași că mă depășești, nu știu să răspund. Răspundeți-mi. Dacă merg la, dacă merg la Lidl, găsești în, în pliculeț, la flori, mac. Nu, nu găsești la flori. Nu se vinde. Bine, am înțeles. Să-i răspundeți dumneavoastră că pe mine mă depăși, dar și nu mai știu să-i răspund. Nu, nu știu ce, cum să-mi explic mai bine. Atât am vrut să vă spun. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi, să vă poarte de grijă și vouă și nouă și să ne dea Domnul Iisus Hristos și Tatăl Ceresc să ne dea mai multă înțelepciune, mai multă sănătate, mai multă binecuvântare că avem nevoie. Pace, dragoste. Și dragoste la fel. Păi totuși ai mac. Vreau să plantez undeva, să vedem, da? Iasă, mi-s curios. Da. Trebuie să-l cumpăr, că n-am numai nu, că nu mai am mac. No, bine. Pace, la revedere.